Ieri, Rusia și Ucraina, astăzi China, Balcanii de Vest și extinderea NATO cu Finlanda și Suedia. În a doua zi a ministerialei NATO de la București, discuțiile s-au dus pentru fronturi fără războaie, dar pline de probleme pentru securitatea aliaților și a partenerilor acestora. Discuțiile sunt acum pe final, însă mai multe despre semnificațiile lor dezbat alături de Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bun găsit, Florin! Spune-mi, ce subiecte discută miniștrii de externe aliați astăzi pentru viitorul NATO? Bună, Alice. Astăzi sunt doar două sesiuni. Prima este referitoare la China, în special la măsurile care sunt necesare pentru a face țările NATO să depindă cât mai puțin de China, dar și să combată dezinformarea care vine din acea zonă. Terorismul, la fel, în prima sesiune, dar și amenințările hibride. În cea de-a doua sesiune, care este și cea mai importantă pentru România, deoarece interesul discuțiilor vine către regiunea extinsă a Mării Negre, vor fi discuții cu partenerii români din Balcanii de Vest, în special cu Bosnia și Herțegovina, dar și cu Georgia și Republica Moldova. Este pentru prima dată când ministrul de externe a Republicii Moldova a participat la această reuniune și acest lucru a fost foarte important, deoarece nu putem vorbi despre securitate în regiunea Mării Negre fără să luăm în calcul și Republica Moldova. Florin, aproape întreaga zi de a reuniunii de ieri a avut în centru discuții bazate pe războiul dintre Rusia și Ucraina. Oare mai încap Rusia și Ucraina pe agenda discuțiilor de astăzi? Da, bineînțeles că mai în cap au fost două declarații foarte puternice. Una a secretarului de stat american Antony Blinken, care a spus că Statele Unite vor sprijini, dar și aliații vor sprijini Ucraina să câștige războiul până la finala acestuia. Bineînțeles, au discutat despre cele două paliere de sprijin, cel civil pentru susținerea infrastructurii atacate, dar și cel militar. Știm că Statele Unite au alocat de la începutul războiului aproape 19 miliarde de dolari în ajutor militar. Însă a mai venit o declarație cumva surprizătoare a secretarului general NATO, Jens Stoltenberg, care a spus că depinde aderarea Ucrainei la NATO de câștigarea războiului. Cu alte cuvinte, dacă Ucraina nu câștigă războiul, nu se mai pune în discuție aderarea țării vecine la Alianța Nord-Atlantică. Florin, știm de asemenea că ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, participă la acest tip de reuniune pentru prima dată. La fel și omologii săi din Georgia și din Bosnia și Herțegovina. La ce ne așteptăm de la aceste prezențe? Da, a fost foarte bună prezența și vorbim doar despre Republica Moldova, a fost foarte bună prezența domnului Nicu Popescu. Acesta a dat asigurări că neutralitatea țării este garantată prin Constituție. Știm că în 1994 s-a modificat Constituția și este acolo un articol că Republica Moldova este neutră din punct de vedere militar. Însă dumnealui accentuează faptul că acest lucru nu poate să țină Republica Moldova în afara îngrijorărilor pe linie de securitate, însă o împiedică să treacă la anumite aranjamente de securitate și a calificat faptul că în Republica Moldova se duc în acest moment doar discuții despre schimbarea acestui statut. Dacă ne uităm, de exemplu, la România, România a ajutat foarte mult Republica Moldova. A fost o întâlnire ieri între premierii celor două țări. Și ajutorul vine nu doar pe linia energetică, dar aici este cel mai mult. Însă în acest moment Republica Moldova suferă foarte mult din punct de vedere militar. Chiar președintele Maia Sandu a declarat că Moldova nu se poate apăra, armata nu este în stare să apere țara, însă nici nu poate apela la un ajutor militar sau la echipamente militare, în special din NATO, din cauza acestui statut. Tocmai din această cauză, cel puțin din punct de vedere militar, Republica Moldova urmează să-și definitiveze acest statut. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru informații.